Bine v-am găsit, micii mei prieteni! Eu sunt Ludmila Stoianov de la Biblioteca Târgu Mureș și am venit și astăzi în fața voastră cu o poveste. Dar înainte de a începe lectura, știu că așteptați, pentru că v-am pregătit și astăzi o poveste care îmi place și mie foarte mult. O să aflați mai târziu despre cine este vorba în această poveste, dar înainte de a începe lectura, spuneam eu, vreau să vă asigur că biblioteca vă așteaptă. Vă așteaptă cărțile de pe rafturi, vă așteaptă roboței, tabletele cu aplicațiile interesante, vă așteaptă jocurile voastre preferate și cred că nu este departe timpul când ne vom întâlni și vom savura din plăcerea de a petrece timpul împreună la bibliotecă. Pentru că biblioteca, cred că v-ați dat seama deja, este locul unde se întâlnesc oamenii care iubesc cartea, biblioteca este locul unde se nasc prieteniile. Astăzi vă voi citi o poveste din carte pe care deja o cunoașteți. Se numește Povești și legende minunate. Cu adevărat sunt minunate. Și am selectat astăzi o poveste scrisă de Alexandru Mitru. Se numește povestea Cum s-a stricat prietenia dintre câine au, 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 și pisică. Miau. Am ales această poveste pentru că am fost și eu foarte intrigată să aflu când și unde și cum s-a stricat prietenia dintre câine și pisică, aceste animăluțe pe care noi le iubim foarte mult. Plus la asta, să știți că recent, mai bine zis pe data de 8 august, toată lumea a sărbătorit Ziua Internațională a Pisicilor. În această zi, pisicele sunt foarte răsfățate, sunt alintate cu bunătățurile, se fac cadouri, bintițe, pernuțe, coșulețe drăguțe. Și acum să trecem la povestea pe care am selectat-o astăzi pentru voi. Deci, dar înainte de toate să vă fac cunoștință cu eroii aceste povești. Ea este domnișoara pisică, salută-te, te rog, cu prietenii noștri. Miau, miau! Și tu, domnul câine, da, te rog să ne saluți prietenii. Au, 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 au. Da, v-au salutat. Am înțeles că sunt foarte bucuroși să se întâlnească cu voi și abia așteaptă să asculte povestea despre ei. Deci povestea mea începe așa. Se spune că mai de mult, când câinele și pisica nu trăiau pe lângă casa omului, cele două animale s-au întâlnit în pădure. Pisica, lingușitoare, cum o știm, miurlăi către câine cam așa. Miau, miau, nu mai vrea să fim prieteni, să vânăm și să împărțim vânatul frățește, să trăim ca bun tovarăș în același bârloc. Câinele, care se cam săturase de singurătate, a acceptat printr-un lătrat scurt de bucurie. Gâf! Asta însemna că este de acord. Au legat prietenie pe viață, câinele și pisica. Ba, au întins și o masă, colea cu multe bănătăți. Au fost și lăutari, un cintezoi, niște greieri și câțiva pițigoi. A fost o petrecere pe cinste. O să vânăm împreună, miau, miau, miurlăi pisica. Acum tu du-te la vânat, e rândul tău. Eu, în timpul acesta, am să fac ordine în gospodăria noastră. Și câinele porni la vânătoare, iar pisica, așa cum este felul, se spălă un pic, apoi își puse capul pe lăbuțe și începu să toarcă cu ochii închiși și visători. În timpul acesta, câinele umbla prin toate coclaurile și cotloanele pădurii, căutând ceva de mâncare. Se întoarse la bârloc mânând o capră înaintea lui. Dar în fața bârlogului îi ieși în cale pisica. Miau, miau, se prefăcea că este moartă de oboseală. Vai, grele mai sunt treburile gospodărești, n-am stat o clipă. Ce-ai adus, miau? O biată capră? Dar crezi că eu am stat? Au, au, au. Am alergat peste tot și abia am găsit capra asta care becă e speriată. Lasă-mă să mă odihnesc puțin și apoi plec iarăși în căutarea unui vânat mai de soi. Nu-i timp, miau, răspunse țâfnoasa de pisică. Uite, vine iarna și avem nevoie de multă carne. Hai, pleacă la treabă, nu-i timp de lenevit, miau. Atunci câinele
N-a mai zis nimic și cu coada între vine a plecat iarăși la vânat. De foame nici nu știa pe unde cărca. Era foarte obosit, a fugărit un iepure, dar l-a pierdut în niște tufari de zmeuriș. A lătrat la o coțofană cu gândul că aceea va cădea jos și el va încățaua, dar coțofana șiriată a zburat râzând în batjocură de câinele nostru. Venea noaptea și bietului câine îi era rușine să se întoarcă acasă fără vânat, dar n-avea ce face. A luat-o spre bârloc. Când s-a apropiat de culcușul lor, a văzut în noapte ochii răi a pisicii. Era sătulă, era mulțumită. De cum plecase câinele la vânat, ea s-a repezit la capră, a muls-o și a băut tot laptele, nu lăsând pentru bietul câine niciun strop. Frumoasă-i viața când știi să o trăiești, așa zicea pisica în sinea ei. Mai cu seamă când ai pe lângă tine și un prost de câine, își zicea ea. Pe când gândea ea așa, iată-l și pe câine că se apropie, clătinându-se de picioare, de foame, de sete și de oboseală, cu coada între picioare și cu spinarea încovoiată de rușine. Pe unde ai îmblat, călosule, miau? Îl luă pisica în primire. Vii pe trei cărări, îi fi ospătat zdravân pe undeva și pe mine m-ai uitat, trudită și flămândă, of, și încă am acceptat să-ți fiu prietenă pe viață. Vai de viața mea, ce soartă mai am și eu, miau! Și se miurlăia și se tânguia că bietul câine a uitat de toate și început să-i lăcrimeze ochii din mila pisicăi. Taci, taci, spuse el, hai să mulgem capra, să bem laptele și ne trece foamea la amândoi. Care lapte? O făcu pisica pe naiva. Păi e, n-am vânat eu azi o capră. O capră? Miau, făcuse pisica. Nu ți-amintești că am adus azi o capră? O capră, da, parcă ceva mi-amintesc, da, da, capra, uitasem, zise pisica. Păi, hai să mulgem și să bem lapte, nu trece foamea, zise câinele, ai muls-o cumva astăzi? Muls? Lapte? A, da, am muls-o, dar au venit niște șoricei tare flămânzi și m-au rugat să le dau laptele lor. Mă știi că sunt foarte miloasă, foarte bună la inimă și le-am dat tot laptele, i-a spus pisica câinelui. Credeam că ai să aduci tu ceva vânat, dar după cum văd, nu poate pune omul bază pe tine. Atunci hai să mâncăm capra, zice câinele cam cu o jumătate de cură. Ia te rog, capra-i pentru iarnă, sări pisica cu iarele spre câine. O fac pastramă să avem ce mânca atunci, iar tu mâine în zori să te scoli, să mergi la vânat, altfel știi că stricăm prietenia, voi pleca de la tine, îi spuse țăfumoasă pisica. A doua zi, când încă nici nu se crăpase de ziua, câinele, flămând și trist, plecă la vânat. Și nici nu ieși bine din bârloc, când pisica se repezi la capră, o doborâ, o omorâ și începu să mănânci din ea. Mânca, mânca, se odihnea și apoi iar mânca. Iar câinele, în vremea asta, alerga prin vânt și ploaie să caute vânat și să scape de gura țâfnoasă de pisică. Dar nu mai găsea nimic să doboare. Ori se apropia iarna și toate animalele se retrăsese în culcușuri, ori se dusese zvoana că a ieșit câinele flămând la vânat. Negăsând nimic, cu rușinea în suflet, se apropie de bârloc cu gând să-și ceară iertare de la pisică. Dar când ajunse acasă, pisica îl luă iarăși în primire. Nemernicule, neisprăvitule, nenorocitule, unde-i vânatul? Ce mi-ai adus? Era supărată rău pisica. Iartă-mă, n-am mai găsit nimic în pădure. Toate animalele s-au ascuns. Se dezvinovățea câinele cum putea în fața pisicăi.
Dă-mi o gură de pastramă să prind puteri când n-am mâncat nimic de dimineață. Ce ai spus? Miau! Răcne pisica, zgârâindu-l cu ghioarele pe bot. Care pastramă? Poate visezi? Pastrama de capră, că văd sânge pe aici pe jos, înseamnă că ai făcut capra pastramă. Despre ce capră vorbești, miau, aiuritule? Se făcu nedumerită pisica. Capra care am vânat-o ieri. Da, pe care ai muls-o și ai dat laptele șoriceilor. Chiar nu-ți amintești? A, capra, laptele, pastrama, o făcu iar pisica pe proastă. Da, pastrama, zise apăsat câinele și arătă pisicii o pereche de colți de-o băgă în răcori. Păi să vezi, au venit șoricei, iarăși au venit șoricei și mi-au cerut să le dau o bucată de pastramă, că erau foarte flămânzi și eu fiind bună la suflet, le-am dat toată pastrama. Așa? Așa? Deci ai dat toată pastrama șoriceilor? Bine! Și mersese câinele la șoricei. Ați cerut voi lapte de la pisică și pastramă? Noi? Chiți. Dar noi nu ne apropiem de pisică, că ne e frică de ea. Lapte n-am mai mâncat de când am supt la mamele noastre, iar gustul pastramei nici nu-l știe măcar, au zis șoricei. Atunci câinele se întoarse la brălog, apucă pisica de chică și începu să o scuture așa cum numai el știa. Pisica încerca să-și bage ghearele în ochii câinelui, în părul lui, cum este obiceiul, și se bătură în lege așa cum trebuie. Și tot bătându-se mereu și tăvălindu-se prin pădure, au nimerit într-un sat. Niște oameni i-au despărțit. Pe câine l-au băgat în lanț, iar pe pisică au dus-o într-o bucătărie, așa că dulăul să nu mai muște pe pisică, iar pisica să nu-l mai scuipe între ochi. E mult de atunci, dar nici până astăzi câinele n-a uitat-o pe pisică. Atunci când o vede, o mărâie, o latră și cere laptele și pastrama. Pisica nu se lasă nici ea mai prejos. Îl scuipă între ochi, îl zgârâie, miorlă-i urât și îl face veșnic, leneș, nevrednic și nenorocit. Iar pe șoareci, pentru că a dat-o de gol în fața câinelui și astăzi îi prinde, îi stârpește pe capete unde îi găsește. De nu m-ați fi dat de gol în fața prostului de câine și acum mi-ar fi adus vânat și bine aș fi dus-o. De ce mă răzbun pe voi și vă mănânc oriunde v-aș găsi. Iar nepoții și strănepoții lor au dus mai departe această dușmănie. Atât pentru astăzi, micii mei prieteni. Vă aștept și lunea viitoare la ora 11 cu o poveste nouă. Pa, pa!